Una dintre cele mai vechi localități din Valea Prutului, fondată acum mai bine de jumătate de mileniu și care a fost iubită de mari personalități ale neamului, este Cahul. Amplasată în sudul Basarabiei, la poarta cu România, orașul a păstrat poate cel mai bine în zonă moștenirea străbunilor. A fost întemeiat de nimeni altul decât domnitorul Ștefan cel Mare. Evenimente importante, precum bătălia de la iezerul Cahulului, între oastea domnitorului Moldovei Ioan Vodă cel Cumplit și armata otomano-tătărească, au avut loc tot aici. Rădăcinile istorice a orașului Cahul încep de la obște sătească Șcheia. Este o așezare atestată documentar într-un act de danie semnat de Ștefan cel Mare, domn al țării Moldovei, la 2 iulie 1502, în care se menționează că Ștefan cel Mare a cumpărat satul Șcheia cu 330 de zloți tătărești de la nepoții logofetului Neagoi. Și satul Șcheia era amplasat în gura râului frumoasă. Ștefan cel Mare a donat această obște sătească mănăstirii Putna. Muzeul Ținutului Cahul este unul dintre cele mai vechi, dar și mai reprezentativ din regiune. Numără peste 38.000 de obiecte din diferite perioade istorice despre obiceiurile și tradițiile oamenilor din așezările românești din lunga Prutului. În clădirea muzeului din Cahul, cândva centrul administrativ local, a lucrat acum aproape două secole ilustrul om de cultură, intelectualul român Bogdan Petriceicu Hajdeu. Iată de ce, în cinstea sa, sunt numite cele mai importante instituții din oraș. Teatrul Bogdan Petriceicu Hajdeu, Universitatea Hajdeu, până și strada principală, care întretaie localitatea, tot Hajdeu se numește. Savantul, scriitorul, istoricul românesc Bogdan Petriceicu Hajdeu, ca judecător, deși el a fost investit în funcția aceasta în martie 1858, se spune că a activat doar 3 luni de zile, dar este un eveniment istoric cu care noi ne mândrim cahulenii, avem și instituții care poartă numele și străzi și bustul lui Bogdan Petriceicu Hajdeu îl avem aici la Cahul. Tot datorită lui avem el ciudată și domnia lui Ioan Vodă cel Viteaz ca domn al țării Moldovei în anul 1572-74. A avut lupta la iezerul Cahulului în vara anului 1574. De aici tot Cahulul a intrat în documentele vremii. Cahulul este și un important centru academic din Valea Prutului, datorită Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hajdeu. Aici, de 25 de ani, sunt pregătiți specialiști în cele mai diverse domenii. Chiar și studenți din România aleg această universitate. Acum, la facultățile de pedagogie și istorie, studiază 9 români din dreapta Prutului de la Brăila. Noi credem că prin programul ăsta de master, sau dacă vor mai veni și alți studenți din România, vom putea cumva așa să lichidăm barierele astea de înțelegere între românii de pe ambele maluri ale Prutului. Au considerat că e atractiv programul de master care l-am oferim noi pe istorie. Noi oferim cursuri interesante, avem profesori la master la istorie. Cea mai strânsă colaborare, Universitatea Hajdeu din Cahul o are cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. În anul când instituția de învățământ din Republica Moldova și-a deschis porțile pentru studenți, cea din Galați a înființat Facultatea Transfrontalieră, preponderent pentru basarabeni, iar la Cahul a fost formată prima și cea mai puternică extensie. Avem colaborări, le-aș numi strânse, chiar cu mai multe universități din România. Avem relații cu Universitatea din Iași, avem relații cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, avem 1 decembrie din Alba Iulia, dar o relație mai specială avem cu cele două universități din Galați și în mod special cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Avem aici în spate un cămin care vrem să-l modernizăm cu suportul Guvernului României. Ni s-au alocat deja o parte din suma necesară. Ar costa 4 milioane de euro. În 25 de ani, statul român, prin investițiile în burse, în salariile profesorilor, în infrastructura și chiar în partea de dotare a universității din Cahul și a funcționalității Facultății Transfrontaliere, vă spun, a fost cea mai mare investiție, vorbesc în sistemul educațional, chiar în economia orașului Cahul. Thank you.
Mahulul este și cel mai important centru cultural din sudul Basarabiei. Într-o mare măsură, titulatura este conferită de Teatrul Bogdan Petricecu HD-ul, fondat înaintea obținerii independenței Republicii Moldova, pentru a promova identitatea și unitatea națională prin cultură. Eu mă strâng! I-aș da pașa, vezi cum mă lasă el! Amplasarea sa geografică pe malul Prutului, în imediata apropiere de România, au trezit de mult curiozitatea locuitorilor malului drept. De aceea, mulți români au venit la teatrul din Cahul pentru prima dată de interes, după care văzând calitatea înaltă a spectacolelor, din plăcere. În 36 de ani, în această sală cu aproape 100 de locuri, au încăput nici mai mult, nici mai puțin 1 milion de spectatori. Chiar acum, în luna august, avem deplasare în Brăila, în luna septembrie avem deplasare în Alba Iulia, în martie am avut deplasare în Iași, în Târgu Neamț, în Târgu Frumos, în Piatra Neamț, în Galați, în... Deci avem o, zic așa, un număr de teatre, prieteni, înfrățite, cu care colaborăm, în Botoșani, cu care colaborăm și temporar mai vin ei, facem schimburile de spectacole, mergem noi, jucăm la ei, vin ei, joacă la noi. Am avut proiecte cu anume Consulatul General al României la Cahul, unde noi jucam 10 spectacole în Ucraina, zona de sud, regiunea Odessa, da? E vorba de Chilia, Ismail, Reni, Satul Nou, Orlov, ca sunt niște sate românești pe partea de sud a Ucrainei, da? Și 10 localități în sudul țării și se intitula proiectul nostru Caravana Teatrală a Limbii Românii prin sudul Basarabiei. Și au o apreciere destul de accentuată din partea publicului român, da? Am jucat la Teatrul Notara din București, unde s-a aplaudat în ovații timp de 7 minute, cineva a cronometrat acest. Băi, 7 minute ne-au ținut la rampă, în picioare, în aplauzele spectatorilor. În 2014, cu sprijinul financiar al Guvernului României, a început construcția clădirii unui teatru nou la Cahul. România a donat 80% din milionul de euro necesar pentru lucrări. Conceptul proiectului prevede o instituție de cultură modernă cu condiții de lucru pentru actori și ambianță relaxantă pentru spectatori. Acum, teatrul este aproape gata, doar că bani pentru ultimele lucrări nu se mai găsesc. Ultimii 10 ani, Cahulul parcă a renăscut din cenușă, iar acum este de nerecunoscut. Datorită proiectelor europene implementate, localitatea a ajuns să semene cu un oraș cochet din Europa, curat, cu infrastructură urbană modernă, drumuri asfaltate. Unul dintre cei mai mari investitori este România. Primarul orașului a înfrățit Cahulul cu mai multe localități din România, anume pentru a colabora. Spre deosebire de edilii din alte localități, Nicolae Dandiș merge periodic în orașele înfrățite și le amintește despre asta. Sigur, foarte mult depinde de relațiile personale, chiar de insistența și de modul în care devin compatibile, hai să spun, primarii sau autorități locale de o parte din Republica Moldova și în cazul nostru Cahulul și cu alte autorități locale din România. Avem o relație și mai multe acțiuni de colaborare comună, special cu, vorbim aici, Primăria Municipiului Iași, cu Municipiul Iași, cu Municipiul Constanța, cu orașele alăturate Galați-Brăila, cu sectorul 6 București și recent ne-am semnat un acord de înfrățire și cu municipiul Cluj-Napoca. Vorbim despre acțiuni culturale, dar vorbim și de proiecte de infrastructură. Spre exemplu, Primăria Sectorului 6 București ne-a acordat finanțare pentru renovarea unei grădinițe din municipiul Cahul. Recent au demarat lucrările. Vorbim despre peste 500.000 de euro, care deci merge finanțarea din partea Primăriei Sectorul 6 București. Primăria Constanța, spre exemplu, ne susține financiar pentru construcția unui teren de sport în Cahul, circa 100.000 de euro. Avem, de asemenea, spuneam, participări la evenimente comune, festivaluri. Primăria Municipiului Iași ne-au donat 3 autospeciale pentru evacuarea deșeurilor. Prezența unei misiuni diplomatice aici la Cahul, a României, a însemnat foarte mult, nu doar pe dimensiunea de acte de stare civilă, perfectarea, acte și mai departe. Deci vorbim despre impactul și rolul pe care îl are această misiune diplomatică, inclusiv în facilitarea contactelor,
între localități, între instituții educaționale, culturale. Potrivit rezultatelor sondajului Valea Prutului Vatră de Civilizație Românească, realizat la Cahul de companie de cercetare IMAS, 62% dintre cei chestionați cred că relațiile politice dintre cele două țări sunt la un nivel bun și foarte bun, iar 56% apreciază ca pozitive relațiile economice. La întrebarea dacă românii din România și cei din Republica Moldova sunt asemănători, 36% au răspuns da. Peste jumătate dintre persoanele intervievate, mai exact 53%, își doresc ca cel puțin unul dintre membrii familiei lor să provină din România. Sondajul mai arată că o bună parte a oamenilor de aici, 50%, au rude, prieteni și cunoscuți peste Prut, iar 34% merg constant sau intenționează să meargă în România. Sondajul a fost realizat în perioada 8 iulie-17 august 2024 în 10 localități din România și Republica Moldova pe un eșantion de 2562 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 2,7%. Dacă ușor vorbim despre susținerea României prin proiectele cu autobusele, cu școlile, cu spitalele, cu grădinițele, cu drumurile, cu gazoduct, este o relație mai mult ca frățească. Mai departe, totul depinde atât și de noi, cetățenii, poporul, cât și de guvernare. Și de o parte și de alta, Prutului, oamenii să vadă o relație firească, frățească și nu doar ca o normă de relații frumoase diplomatice. Deci în cazul nostru eu cred că mai trebuie să fie mai puțin protocol, deci trebuie să existe mai mult suflet în această relație și poate anumite lucruri să facem mai mult și mai puțin să vorbim. Noi suntem români, domnilor. Avem același sânge, dacă am luat, începem, haideți să luăm harta cu așezările preistorice, cu așezările Gumelnița, care o să vedeți, care sunt atestate aici la noi, la sudul țării, o să vedeți de unii care este areal de răspândiri și o să vedeți că avem aceleși rădăcini istorice. Proiectul Valea Prutului Vatră de Civilizație Românească este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.